Pacea Domnului Iisus, vă salut cu bucurie, cu dragoste pe fiecare dintre voi, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Cât ascultam niște cuvinte de-a Domnului, mi-a venit niște gânduri să vă împărtășesc cu voi despre ce este important în viața aceasta. Și am deschis la Luca, capitolul 10, unde se vorbește despre Marta și Maria. Și să știți că nu e nimica care nu este importantă în Biblie. Este totul important, căci Duhul Sfânt a lăsat pentru fiecare generație, pentru mine și pentru tine, pentru copiii tăi, pentru nepoții tăi și generația după ei, cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. Deci Marta era foarte ocupată, da? Cu lucrurile casei. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar, să mă ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu. Dar un singur lucru este important. Dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. De adevărat că de multe ori ne găsim ca și Marta. Foarte ocupați, foarte ocupați. N-avem când să sunăm un prieten, auzim vocea. N-avem când să vizităm o familie. N-avem când să ne oprim și să-L căutăm pe Domnul. Poate că cineva eu am fost într-o stare mai mulți ani în urmă, când ziceam că sunt creștină, dar rugăciunile mele erau mai mult așa de jalea mea. Nu? Nu era o relație cu Dumnezeu, cum a făcut Maria, care a stat la picioarele Domnului Iisus și ea și-a luat partea cea mai bună, am zis Iisus. Vă dați seama? Ceea ce apreciază Iisus cel mai mult este când căutăm cuvântul Lui, când căutăm părtășia cu El. Sunt cele mai importante. Noi singuri ne facem anumite lucruri în viață care noi le dăm importanța. De fapt, ele nu au așa mare importanță. Noi le facem importante. Dar Iisus clar a zis: pentru mine și pentru tine. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu și te frămânzi tu. Dar un singur lucru trebuie. Un singur lucru trebuie. Și noi zicem Domnului Iisus la fel cum a zis și Marta. Sunt ocupată, nu-ți pasă că sora mea, frate meu, nu mă ajută? Nu-ți pasă? Spune-i să mă ajute. Câte lucruri importante crezi că ai în viața? Într-o zi toate se termină. Nimic n-ai, nu vei lua cu tine. Și dacă crezi că ai să leși averile tale copiilor și ei au să te aprecieze pentru asta, mai gândește-te odată. Împărțește-ți averea într-așa mod
să poată beneficia și acei săraci. Un singur lucru trebuie. Un singur lucru trebuie. Stau și mă gândesc de multe ori la câte gânduri ne îngrijorăm noi și câte le găsim noi importante și Domnul Iisus nu le vede importante. Noi le punem importanța. Și apoi când alergăm la rugăciune doar 5 minute din ziua noastră, ne mirăm de ce nu avem putere. Ne mirăm de ce nu vedem semne și minuni. De ce nu primim răspuns la rugăciunile noastre? Dacă îți umple capul, viața și inima cu gunoaiele lumii, la rugăciune nu poți să scoți aur. Și rugăciunea nu este o conversație făcută numai de la tine la Dumnezeu și ai pus punct. Rugăciunea este o conversație cu Dumnezeu. În conversație mai trebuie să asculți ce vorbește și Dumnezeu, nu numai tu. Sau poate că tu te grăbești să spui ce ai tu de spus, că ți-e frică să auzi ce are Dumnezeu să-ți spună. Da, Dumnezeu vorbește și astăzi celor care vor să audă adevărul. Știți că adevărul este cam dureros? E ca o sabie cu două tăiușuri? Și cam ne zgârâie așa la inimă, la suflet, adevărul. Cum au făcut fariseii când ascultau cuvântul lui Iisus. Le durea inima de adevărul care ieșea din gura lui Iisus. Și pentru asta l-au urât. Deci, punctul meu principal este dacă ai multe alte lucruri mai importante ca Dumnezeu în viața ta, nu te aștepta la mari răspunsuri de la Dumnezeu. Biblia spune așa, când a venit tânărul plin de râvnă și încredere în sine că el e un om bun, la Iisus: ce să fac ca să te slujesc sau să am viața veșnică? Și Domnul Iisus a zis: nu, ce să faci? Știi legea. Iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Să cinstești pe mama tău și pe tata tău. Și toate poruncele. El a zis că, din tinereța mea, toate aceste lucruri le fac din tinereța mea. Eu sunt perfect. Ce mă lipsește? Oh, da, a zis Iisus, îți mai lipsește un lucru. Pentru că Dumnezeu îi cunoștea inima lui. Vedeți? Noi nu putem să-L mințim pe Dumnezeu. Putem să-i punem pe ochi la oameni: oh, eu sunt păstor de atâția ani. Oh, eu sunt soție de păstor. Oh, eu sunt copil de păstor. Oh, eu am fost creștin de 15, 20, 40 de ani. Degeaba te bați cu pumnul în piept în fața lui Dumnezeu, nu te poți. La oameni poți să-i pui pe ochi ce grozav ești de creștin. La Dumnezeu nu poți. Așa cum a făcut tânărul din Scriptură. E lăsat pentru învățătura noastră să nu facem și noi la fel. Să nu venim bătându-ne în piept în fața lui Dumnezeu că am făcut ceva grozav pentru El. Și Iisus a zis: vinde tot ce ai, împarte la săraci și apoi vină și urmează-mă. Și scrie Biblia că tânărul s-a întristat foarte mult, pentru că era foarte bogat. Vedeți? Și așa fiecare dintre noi avem ceva care nu suntem gata să lăsăm. Poate ai o neiertare mare în inima ta, care s-a crescut în ură. Iertarea e un păcat foarte mare, pentru că te ține legat cu un cancer și cu lanțuri grele. În ziua când ai să ierți și ai să legi din inima ta tot, vei zbura ca un porumbel. Iertarea este o mărăciune și un cancer care mănâncă pe suflet, pe om.
Un singur lucru trebuie. Și acest lucru este cuvântul lui Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu. Te îndemn oricine ai fi care asculți. Dacă mai ascultați 10 minute cât am vorbit, Dumnezeu să te binecuvânteze, dar să nu fim numai ascultători, să fim și împlinitori. Dumnezeu lucrează și astăzi printre oameni, dar El nu se lasă batjocorit. El nu se lasă mințit. El cunoaște inimile oamenilor. Pe Dumnezeu nu-L putem minți. Nu putem să dăm firii noastre, vieții noastre, trupului, toate plăcerile și să ne așteptăm de la Dumnezeu să ne asculte așa. Trebuie să ardă focul dragostei de Dumnezeu în inimile noastre și să nu ne lăsăm dacă El nu ne răspunde azi, mâine, poi mâine. Să batem până când vom primi. Că aici, tot la Luca, mai departe, în capitolul 11, Iisus vorbește așa. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Dar știi tu ce ceri, știi tu ce vrei. Lucrurile astea pământești, caută-L pe Dumnezeu, caută-L să-L cunoști pe El. El ți-o dat viață, El este Creatorul tău. Și El te va binecuvânta pentru asta mult mai mult decât te gândești tu sau te aștepți. El nu rămâne dator. Și când stai de vorbă cu El, nu te grăbi. Găsește o parte din ziua ta unde să fii numai tu cu El. Găsește timp pentru Dumnezeu. Dacă vrei să afle cine este El, dacă nu, nu te plânge că El nu-ți răspunde la rugăciune. Pentru că credința noastră în Dumnezeu este reciprocă cu Dumnezeu. Dacă noi îl căutăm, El ne caută și mai mult. Dacă noi îl iubim, un pic măcar, El ne iubește și mai mult. Și dacă noi dăm Domnului un pic din timpul nostru, El dă din timpul Lui și mai mult. Și vei fi impresionat cât de mult Dumnezeu vrea să petreacă timp cu tine. Vă las cu aceste gânduri binecuvântate. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Vă binecuvânteze numele lui Iisus Hristos.